Iar despre creatul lui Dumnezeu și au venit la Dumnezeu aducând un slăbător pe care îl purtau atunci, dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănorul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănorului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față, cugetau în inimile lor. De ce trăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată Duhul Său, că așa gândea ei în sinea lor, le-a zis, De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănorului, iartă-se ție păcatele tale, sau a zice scoală-te, ia sfatul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănorului, ție îți poruncesc, scoală-te, ia sfatul tău și merge la casa ta. Și s-a sculat îndată și rând dușmanul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât toți erau uimiți și preamăreau cu Dumnezeu zicând, Voilà.